Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru. Uh, unul în care o să sumarizăm așa foarte multe dintre evenimentele pe care le-am trăit cu toții la Universitatea în ultimele zile. Cel mai important dintre ele, după cum deja bine se știe, este schimbarea antrenorului. Eric Lincar, după 37 de partide, a spus la revedere Universității Cluj. S-a despărțit de Universitatea după o înfrângere o nouă înfrângere, 0 la 1 cu Sep și Sfântul Gheorghe după un meci trist, un meci în care echipa a început bine, dar a terminat foarte rău, un meci care a fost marcat și de incidentele uh, din tribune, mă rog, scandările împotriva maghiarilor, uh, uh, meciul a fost întrerupt, după cum bine se știe, dar despre asta vom, vom aloca așa puțin spațiu, puțin mai încolo o să discutăm împreună cu Vasile Racovițan, pe care îl salut, despre momentul acesta. Universitatea Cluj are un nou antrenor, Eugen Neagoie, a ajuns miercuri seara la Cluj. De cine a fost întâmpinat este o altă poveste și atunci o să alocăm și spațiu și pentru asta, dar înainte o să salut pe Vasile și o să-l întreb cum vede plecarea lui Lincar și venirea unui antrenor și venirea lui Neagoie, mai exact. Salut prieteni, salut Alin, da, e un moment uh, de cumpănă pentru Universitatea după începutul acesta de campionat care arăta foarte bine în uh, prima fază, după care lucrurile au luat-o serios la vale. Cred că e normal uh, ce s-a întâmplat uh, și decizia aceasta luată de comun acord uh, până la urmă de Eric Lincar și conducerea clubului de a merge pe drumuri separate e cea logică. Era evident, chiar și pentru cineva care e departe de echipă fizic vorbind, doar privind meciurile și privindul pe link, pe bancă, privindu-i pe jucători în teren, că ceva scârție serios acolo. Și în aceste momente, întotdeauna antrenorul e cel care pleacă sau e îndemnat să plece. E greu să schimbi o echipă întreagă. Am înțeles că Eric Linkar a avut o discuție cu conducerea clubului în termeni foarte, foarte amiabil și s-a ajuns la concluzia că e cea mai bună soluție despărțirea, ceea ce până la urmă cred că e foarte bine pentru universitatea. E un moment greu, un scandal între antrenori și conducere sau jucători și antrenori ar fi fost mai rău decât plecarea unui antrenor. Până la urmă, Lincar, să nu uităm, a promovat universitatea după șapte ani, e antrenorul care a reușit acest lucru, mulți alții au dat greșe înaintea lui. Liga 1 s-a dovedit poate o pălărie prea mare pentru el. E antrenor tânăr, va avea cu siguranță ocazia să dovedească în viitor că a mai progresat și va face față și în Liga 1, dar până atunci să vedem ce face Eugenia Goe. Aș vrea să derulăm așa un pic evenimentele înapoi și să uh, recapitulăm puțin cum s-a desfășurat uh, ziua de după înfrângerea cu SEPȘI, uh, că a avut așa o desfășurare foarte interesantă și așa marcă înregistrată pentru Universitatea. Uh, la prânz, Eric Linkar și Radu constante a ajuns la un acord pentru reziliarea contractului amiabil, uh, Lincar urma să primească anumite compensații financiare, prima pentru promovare și mai departe și totul era ok, însă la antrenamentul de după masă și-a făcut apariția primarul și, mă rog, se pare conducătorul de facto al clubului Emil Boc, care a avut o ședință cu Eric Lincar și cu Radu în care s-au discutat lucrurile și Boc i-a lui care sprijinul său, ceea ce a făcut mai departe și în fața jucătorilor. Însă, ca și o răsturnare de situație, Lincar a avut un moment în care și-a dat seama că nu mai vrea și poate nu mai, nu mai poate și cu siguranță nu mai vrea să continue, așa că a știința conducerea clubului, că înțelegerea de la prânz rămâne valabilă, iar contractul va fi reziliat, ceea ce s-a întâmplat și miercuri. Nu? Atunci când Eugenia Goia a primit verde să vină la Cluj, e foarte important de spus că din informațiile pe care le avem noi, Eugenia Goia a fost singurul care s-a negociat real pentru venirea la Cluj. Cealaltă cealt nume care a fost intens vehiculat de toată presa până târziu, în noapte, până târziu miercuri, Leo Grozavo n-a fost niciodată o variantă reală pentru Cluj, din mai multe motive, un dintre ele fiind și faptul că a vrut să vină direct cu o persoană în conducere, să-și numească propriul șef, ceea ce mi se pare așa oarecum hilar. Dar Eugenia Goe a fost până la urmă alesul, a ajuns la Cluj miercuri seara, și a fost stăpinat pe aeroport de către Ioan Mărginean. Ei bine, acest nume, Ioan Mărginean, naște monștri așa prin Cluj și agită foarte tare apele. Cred că am primit vreo 15 telefoane joi dimineața și miercuri seara să fiu întrebat ce treabă are Mărginean în club. E o întrebare foarte bună, am pus-o și eu mai departe și, din câte am aflat, nu are, mă rog, cel puțin nu la nivel oficial. Uh, ar vrea să aibă, asta e o altă discuție, știm că este consilier al unor oameni, uh, să spunem, apropiați de club, care au o influență în club. Uh, mai știm că el ar fi avut un cuvânt de spus inclusiv la trecută, când Eric Lincar a ajuns la, la universitatea. Așadar, umbra lui Mărginean la universitatea, în continuare știu dacă e un titlu din Mihai Hosu, un alt prieten al lui Ioan Marginean sau nu, dar uh, Umbra lui Marginean este la Universitatea. Cred că a fost întotdeauna, adică din momentul în care a plecat, cred că tu rămas, deși Ioan Marginean a fost activ la alte cluburi unde, mă rog, a avut rezultate n-a avut rezultate financiare decât pe plan personal, după cum se aude la finalul aventurii sale la media, de exemplu. În fine, nu asta contează. Eu am Da, într-adevăr, e un nume care, așa, îi cam sperie pe mulți și, și pe mine, sincer. Până la urmă, eu am e unul din puținii oameni de fotbal din România, rămași din vechea gardă acea trupă serioasă cu oameni mari de fotbal. Oameni Gen... de onoare, nu? Da, de onoare. Pinalti, Jean Pădureanu. Da, Jean Pădureanu, da, nu mai sunt oameni de onoare în fotbal. Uite, da. Mai exact. Oameni, oameni serioși din fotbal, Gigi Nețoiu și astfel de personaje care au contribuit serios la dezvoltarea fotbalului românesc de la Sferul de final la campionatul mondial la meciuri pierdute cu cele mai slabe echipe din Europa, dar nu despre asta e vorba, e vorba de Ioan Mărginian, revenim un conducător de club uns cu toate alifiile și nu știu dacă în proiectul Universității Cluj început din Liga 4 -a și dus acum în acest moment până în Liga 1 curat, să zicem. Nu avem informații că n-ar fi fost așa. O persoană de tipul lui Ioan Mărginian e cea mai potrivită. Motiv pentru care sunt destul de convins că nu va fi niciodată, nu va fi numit ca și cu o funcție în club. Însă, însă imaginea aceea de la aeroport uh, cred că e bântuie pe foarte mulți dintre suportele universității. Poate Ioan Mărginian uh, și aștepta un prieten la aeroport. Uh, e prieten și cu Eugen Goie cu siguranță se cunosc că doar fotbalul românesc uh, toată lumea știe pe toată lumea. Nu e atât de mare. Da, exact. Nu e atât de mare și da, s-au întâlnit să bea o cafea la 12 noaptea sau ce oră era da. în aeroport? Mă rog, nu în aeroport, că cred că era închisă cafeneaua din aeroport la ora aia și atunci, neagoie, necunoscând Clujul, a trebuit să fie ajutat. Ce n-am înțeles eu de ce nu a mers, de exemplu, Gabi Giurgiu, nu? care e director sportiv sau altcineva din conducerea oficială, cu nume și prenume. Să-l întâmpine pe nouă antrenor. Dar probabil că vom afla zilele următoare. Da, sunt niște semne de întrebare, totuși. Acum, plecarea asta a lui Lincar, până la urmă să nu uităm că a venit și după un. Acum nu știu cât de mare conflict a existat cu conducerea clubului. A fost în vară, până la urmă să nu uităm. Andrei Corduș a părăsit clubul după un conflict cu Eric Lincar. Gabi Giurgiu, până la urmă, a fost adus de Eric Lincar la Universitatea Cluj, deci. Uh... Nu știu ce va urma. Se mai pot întâmpla multe. Da, cu siguranță vom afla zilele următoare care, cum se vor așeza apele la, la Ucluj. Cert este că Eugen Negoi nu are foarte mult timp la dispoziție sau timpul nu are răbdare cu el din multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că vineri la 18.45 Universitatea joacă un meci cu o contracandidată directă în lupta pentru evitarea tradării, iar Universitatea cam are nevoie de puncte pentru a intra în lupta asta pentru evitarea turadării în care am stabilit că încă nu se află. Așa, după care urmează meci cu Rapid, câteva zile mai târziu, marți, nu? în Giuleș, de la ora 10, și apoi urmează un meci acasă cu FCU Craiova, o echipă puternică dintre cele din play-out, vineri. Și așa că, în mai puțin de o săptămână, practic, Universitatea Cluj joacă trei meciuri, din care Eugen Goi trebuie să facă puncte. Fără discuție, altfel n-ar fi avut niciun rost aducerea lui și cred că și el e convins de faptul că nu poate face minuni, cel puțin la meciul de la voluntari. Acolo e șocul schimbării antrenorului, nu? Da, acolo cred că se va vedea până la urmă mentalitatea jucătorilor. Ce poate să facă un antrenor într-o zi? Poate să-i... Să aibă o discuție, da. Exact, să le explice în anumite discuții că totuși sunt fotbaliști de Liga 1 și ar fi face bine să o arate și pe teren și dacă mai și ajung cu mingea în fața porții să și înscrie că acolo e problema la universitatea. Dar... Munca lui cred că va începe după această partidă până la urmă și rapid Craiova sunt meciuri pe care pe hârtie, universitatea nu le câștigă, dar uh, nici cu Steaua și cu Craiova cealaltă, uh, universitatea nu obținea puncte. E bine acum după 5 etape, sunt singurele puncte, celelalte meciuri mai ușoare, în ghilimele, spus că Liga Campei exact. nu e ușoară, uh, au fost pierdute. Da, Eugenia Goe vine la universitatea într un moment uh, greu pentru universitatea și nu știu cum să-l numesc, pentru el. Până la urmă, Eugenia Goe e inactiv de o perioadă. Sunt convins că a fost implicat în fotbal. E un antrenor cu mare experiență. E un antrenor care a avut o perioadă foarte bună, dacă ne amintim de acea echipă creată de el la, la Pandurii Târgu Jiu, care a jucat în cupele europene. A fost antrenor secund al echipei naționale. A avut o perioadă excelentă la Astra ultima dată când când a fost pe bancă, da, a avut la Astra, a avut, te întrerup o secundă, 32 de partide, din care a câștigat 13 și a făcut 12 egaluri. Deci a obținut 51 de puncte în 32 de partide, o medie de 1,59 de puncte pe meci. Zestre delocrea, deloc rea, doar că echipa a început să se scufunde în ciuda acestui parcurs și a fost, mă rog, să despărți de echipa din Giurgiu cu câteva etape înainte final. A venit un Uzbadea să se scufundat împreună cu Barca. Dar e și ultima lui experiență, exact cum spuneai, în 8 mai 2021 a fost ultimul său meci ca și antrenor. Un an, e mult, nu? E mult. Bine, să nu uităm că Eugen și a și avut anumite probleme de sănătate. Probabil această pauză nu i-a prins rău din punctul de vedere fizic și al sănătății. Ne dorim, evident, să fie tot în regulă și să vină cu toate forțele la universitatea. Până la urmă, singurul lui job uh, e să redreseze barca asta cum spunești înainte de, de astra. Uh, acolo, lucrurile au mers bine la început. Uh, până la urmă, asta contează la universitate acum începutul. Nu ne gândim acum ce va fi peste 20 de meciuri, 30 de meciuri. Hai să trecem de primele hopuri, să mai obținem și o victorie, două, 3 și apoi lucrurile cred că vor începe să se liniștească la universitatea. Între timp, cu siguranță, vom afla, cum spuneai și tu înainte, ce face Ioan Mărginean la universitatea. Și vom afla cu siguranță și ce alți jucători vor veni la universitatea, pentru că eu mă aștept ca după startul ăsta de campionat, până la urmă lotul e creat de Eric Lincar, mai e puțină timp așa de perioada de transferări, mai sunt și jucători liberi, nu cred că lotul va rămâne intact. Adică sunt jucători care n-au rătat nimic în aceste etape. Nu știu pentru ce să mai fie plătit. Hai să fim serioși. Da, dacă ne uităm pe, pe lot, am mai discutat și cu alte ocazii, cu foarte mici excepții, uh, jucătorii aduși în această vară n-au adus niciun fel de plus. Mai mult, unii dintre ei au sau au trecut în gafe, din câte, din câte am înțeles, într-adevăr, Eugen Goie va aduce câțiva jucători, mă rog, odată cu venirea lui Eugen Goe vor veni și alți jucători, vor pleca câțiva dintre jucătorii care sunt acum în lot și dintre cei care au fost aduși în vară, vom vedea ce nume vor fi anunțate până la urmă, dar ce este clar, asta fără să ne legăm neapărat de informații din, din cadrul clubului sau așa mai departe, doar, cu liber se poate vedea că Universitatea Corușului are nevoie de un portar, are nevoie de un fundaș central minim, are nevoie de un mijlocaș de creație pe care nu-l are și are nevoie de un atacant, are mare nevoie de un atacant. Pentru că Adrian Bălan este singurul care a jucat toate meciurile și a și reușit să marcheze, însă Adrian Bolan are nevoie de unul, nu știu, concurent pe post sau poate titular în fața lui sau să fie acolo care să aducă un plus. Uh, Boiciuc s-a văzut că a venit nepregătit din punctul meu de vedere. E la un nivel mai scăzut decât ce a arătat în, și în Liga 2, -a, deși nu a intrat rău acum cu Sepșii, uh, Sep și, a, deși a jucat pe o poziție ciudată, ca cea de extremă dreapta. De acolo mi-am dat seama că ceva nu funcționează deloc în, uh, așa în dinamica asta antrenor vestiar în momentul în care Boiciuc a fost trimis în locul lui Eli la pauză, care Eli nu a făcut neapărat un meci foarte rău până atunci, a făcut altele mai proaste și nu a fost schimbat. Și uh, a fost schimbat la pauză și în locul lui a intrat Boiciuc, când erau alte variante care putea să joace acolo, nu știu, un Tistei, un, care uh, poate juca în bandă. Deci uh, schimbări vor fi pentru că e nevoie, e nevoie de fotbalist. a văzut că blotul e subțire, S-a văzut asta și la meciul cu Sepsi, s-a văzut asta în meciul de la Rad, unde Universitatea nu a avut soluție, a trebuit să improvizeze cu Filip, fundaș central. Am discutat și după meciul de la Rad că da. e o greșeală de management al transferurilor, al transferurilor clasă. Să încep sezonul cu, un singur, cu doar trei fundași centrali. Din nou, nu știm ce se întâmplă cu Telcean, un fotbalist care în vară juca două meciuri ca titular pentru Național de Tineret. Și noi nu-l avem în lot pe Tercean, în Barcelona, adică nu avem nevoie. Promutăm jucători pe la Raio și la Valladolid. Tercean era un jucător care trebuia să fie parte din lot, ce ar fi. Trebuie că a fost un conflict cu Lincar, din nou. Uh, nimeni nu știe de ce, de unde a pornit conflictul. Și până la urmă, repet, cred că la Universitatea Cluj nu ne prea putem permite să renunțăm la jucători care ne pot ajuta, care sunt crescuți de club și care, până la urmă, pot să fie și vandami. Că Universitatea Cluj, de-a lungul timpului, a trăit și din vânzarea jucătorilor, poate a și promovat datorită vânzării unui jucător ca Zudican. Da, ai mare dreptate aici, apropo de vânzarea jucătorilor. Lotul cum e, e greu să... Te gândești astăzi că Universitatea Cluj poate face bani din jucătorii pe care i-are în lot. Cei care vor pleca, vor pleca primind bani, universitatea nu va lua niciun leu pe ei, să fie clar, și alții vor veni cu alte costuri. Acum, evident, conducerea sunt convins că a luat în calcul și situația aceasta în momentul despărțirii de Eric Linkar, în momentul venirii lui Neagoie posibil a venirea altor jucători. Sunt cheltuieli care, până la urmă, sunt necesare. Altfel, rămânem și discutăm peste 5 etape despre Alte meciuri pierdute, și, cum ai spus în începutul acestui episod, nu mai vorbim de lupta pentru retrogradare, că, pentru evitarea retrogradării, că Universitatea Cluj deja e departe de lupta asta. Acum e momentul să se apropie și să se implice în luptă, să vedem ce va urma vineri la voluntari. Uh, și, apropo de situația actuală a Universității, uh, mulțumită prietenului nostru Dan Bodea, Discutam cu, cu el despre uh, alte, alte situații similare, și uh, a fost uh, chiar acum de curând o situație mult mai, mult mai dificilă, mult mai grea. Da, în sezonul uh, 2013-2014, Universitatea a început uh, îngrozitor acel, acel campionat. Uh, Au fost uh, cinci înfrângeri în primele 6 runde. Uh, printre care 0-3 cu Chiajna și 0-6 la Dinamo, Uf, de trist amintire. minte perfect meciul acela. Așa. Uh, uh, înainte au fost și alte două înfrângeri cu petrolul și oțelul galați și un singur egal cu ceahlău. Uh, au, uh, au urmat încă un egal, 0-0 cu echipa din Deal, 1-2 înfrângere la Mediaș, 1-1 cu Săgeata de vodari, 1-1 cu Botoșani, înfrângere cu ACS Timișoara și 0-2 la Vaslui. Deja era alt în timpul acesta, deci ajungem în etapa a 13-a da? deci am ajuns în etapa a 13-a Universitatea avea n-avea niciun fel de victorie nicio victorie și schimbase deja 3 antrenori cred că avea patru puncte, dacă nu mă înșel, și abia atunci a venit prima victorie cu viitorul Constanța actual afarul care juca la voluntari sau avea primăria voluntari pe piept și juca la Chiajna. Ceva în genul ăsta într-un meci, dacă nu mă înșel, primul meci al noului antrenor al bancă Universității, al doilea, al doilea, doilea. doilea. primul meci a fost la Vazlui, venit la fel ca și Neagoie o zi înainte, deci da, al doilea meci și uh, victorie cu, cu viitor. apoi Tej a reușit să să salveze echipa, a avut un parcurs foarte bun, mai ales să acel campionat, bine, a ajutat și de fotbaliști, a reușit să creeze o echipă bună la universitatea. Deci, situații grele există. Bine, avem și exemple de triste amintire. 2007-2008, Adrian Falu a fost uitat acolo pe bancă vreo 10 etape, suficient ca să ne scufundăm, vreo 4 puncte. Venit Gigi Mulțescu, a reușit prima victorie prin etapa 13, dacă nu mă înșel. 2-1 cu steaua. Golul lui uh, uh, Nemanio Ivanovic din foarfecă, surprins extraordinar de Eugenul Ariu, pe care îl salutăm dacă ne ascultă. Așa, deci există și situații mai, mai grave prin care a trecut universitatea în punct de vedere sportiv și pe care echipa a reușit să, reușit să le, le gestioneze până la final și să le veze retroadare. Situația de acum nu este nici pe departe la fel de alarmantă ca și atunci, însă poate deveni dacă meciurile acestea trei se încheie cu uh, eșecuri pe linie. Ar fi, nu știu, acolo cred că chiar ar trebui din nou să ne ajute Dan Bodea. Că le mulțumim cu fiecare ocazie să ne spună dacă Universitatea a mai avut vreodată șapte înfrângeri consecutive și a reușit să salveze. Să sperăm că nu, nu, se va întâmpla asta. Chiar nu cred că se va întâmpla asta. Bine, să nu ajungem acolo. Până la urmă, cum ai spus tu, situația nu e confortabilă, dar nu e nici cea mai grea. Dacă stăm să ne uităm la organizarea clubului în anul 2022, la sfârșitul lunii august, e mult mai bună decât în situațiile pe care le-ai amintit înainte. când. E incomparabil. Practic, era dezastru complet. Acum, totuși, clubul stă bine, are, se pare, o strategie, ia măsuri și decizii cât de cât ok, aș zice eu, în momentele grele până acum, așa pare. Aduce un antrenor cu nume, până la urmă, în fotbalul românesc, pentru că. Cu experiență. Da, și cu experiență, și un antrenor care a dovedit pe unde a fost înainte că poate să facă lucruri bune. Bun, a fost o listă lungă, cum ai spus tu la începutul discuției noastre, Leo Grozavu, Laszlo Balint, nu știu, am citit o felul de nume. Mircea Apropo, Exact, Mircea Redin. Apropo, mulțumim tuturor prietenilor care ne-au comentat pe Facebook cu propuneri da, de antrenori. Da, foarte <fie> bun acolo, chiar, chiar vă mulțumim. Da, mi-am adus aminte de Marcelo Bielsa, nu mai știam ce face, dar se pare că aștepta cu telefonul de la Radu Constantea. Da, Marcelo Bielsa, venea cu tot cu cartoșul de țigară după el, probabil. Normal, dar nu știu dacă e voie pe Cluj Arena să se fumeze în timpul meciurilor. Da, Lasă corect. Că... corect, corect. Ah, dar dar cred că, că, că asta a fost problema. Problem. No, cred eu, că ăsta da, e motivul e, pentru e, care e, până la urmă l au ales pe neagoie, că el nu poate fuma că, spuneam, are, are probleme de sărătate. Da, a fumat da, și el corect, destul la, la vremea lui. <laughs> Hai să redevenim serioși, ce să zicem, să, să le ținem pumnii tuturor jucătorilor și lui Neagoe și celui care va conduce clubul. Acum... Nu știm dacă e stabilit sau nu. Există discuții despre cine va veni să facă parte din conducere. Pentru că să nu uităm, un are la ora actuală un conducător oficial, că pe Ioan Marginian îl lăsăm deoparte, că nu știm ce face în continuare, care să iasă așa în față, să să fie, nu știu, acel memestoic al Universității Cluj, dacă vrei. Și să fie oarecum, poate și uh, un liant între uh, vestiar și conducerea administrativă, pe care Radu constante o ține foarte bine și o gestionează foarte bine, dar este nevoie de un, acel om de fotbal pe care... Se discuta vehicula numele lui Eugen Pârvulescu, manager care a avut rezultate bune la Pandurii, ține minte pe echipa aceea a da, Pandurilor care reușea să ajungă în grupele Europa League. Acum este la Cixere, dar mă îndoiesc că va pleca de acolo. Un proiect, din nou, ambițios în, zona aceea a țării, dar se simte nevoia unui, unui, om care să facă să fie să devină un liant așa între conducerea administrativă, cum spuneam, și vestiar. Poate și cu un astfel de om, poate și legăturile lui Linkar, care și în discuțiile cu noi, în episoadele în care l-am invitat, simțeam că avea așa uneori impresia că există cineva în permanență care are ceva cu el, ceea ce nu cred că era neapărat cazul, dar mi se părea că asta era cam atitudinea pe care o, pe care o lăsa. Cred că era are toate calitățile să ajungă un antrenor bun, mai ales un, un antrenor curajos și asta mi-a plăcut foarte mult, este un antrenor curajos, probabil că are nevoie de mai multă experiență, însă mai știi, poate ne vom reîntâlni cu el la Universitatea Cluj peste ani, așa cum s-a mai întâmplat și cu alți antrenori care s-au -au întors aici. Pentru că, probabil, deci să nu te întorci. Există un alt, alt undeva, un alt loc mai frumos pe lumea asta dacă nu la au Cluj? Greu de găsit, greu de găsit. Prieteni, aici punem punct episodului de azi. La fel ca întotdeauna trebuie să rămânem optimiști, să sperăm că vom discuta despre un rezultat mai bun după, după meciul cu, cu FC Voluntari. Debutul Eugenia Neagoie, vineri 18.45. Haide U și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Să ne auzim cu bine, haideu